Deputata de Roman Elena Udrea se lasă de politică și se apucă de studii teologice, anunțând intenția de a înființa un institut al fericirii și înscrierea sa la un masterat în teologie. Mai nou, printre drumurile la DNA, deputata de Roman, care n-a mai călcat prin colegiu de când a început să aibă necazuri cu justiția, s-a decis să facă și un master în teologie. Zilele acestea a postat pe pagina de Facebook următorul mesaj: voi urma cursurile de masterat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, specializarea consiliere pastorală și asistență psihosocială. Îmi doresc să pot ajuta și prin implicarea personală pe cei care au probleme de orice natură să și le rezolve cu ajutorul credinței și al practicii religioase, îmbinate cu terapii psihologice tradiționale. Din experiența personală a ultimului an și jumătate, cred că resursele religioase precum rugăciunea, spovedania, lecturile din Biblie, prezența în viața comunității religioase și la biserică, precum și postul, pot ajuta la dobândirea fericirii, oricare ar însemna fericirea pentru fiecare, sănătate, prosperitate, succes profesional sau iubire. Îmi doresc să mă implic direct în activitatea de consiliere pe care o va avea asociația non-profit pe care o înființez, Institutul Fericirii, despre care am mai vorbit alături de preoți, psihologi, consilieri de dezvoltare personală și gândire pozitivă, a scris Elena Udrea. Aceasta apreciază că un popor nu poate fi salvat decât prin credință și prin gândire pozitivă. Dacă liderii gândesc pozitiv și au ei înșiși credință, pot astfel să-i inspire și să-i ajute pe oameni. Doamne ajută fericire, își încheie mesajul Elena Udrea. Reamintim faptul că încă din campania electorală din 2012, atunci când a candidat pentru postul de deputat pe colegiul Roman Ion Creangă, Elena Udrea nu rata în vizitele pe care le făcea în colegiu nici slujbele de la Arhiepiscopie, nici cele de sfințirea crucii cu hramul Sfântul Nicolae, care se înalță în comuna Ion Creangă pe dealul Muncelul, prin contribuția sa financiară.